Să luăm Cartea Sfântă și să o deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 25, de unde vom citi primele 13 versete. Să ne amintim că sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirilui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechibzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate feciorile acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemn vostru, că ni se sting candelele. Și înțeleptele au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Potrivit cu aceste cuvinte, să rostim o binecuvântare pentru Domnul mai întâi de toate, de data aceasta din Marcu, de la capitolul 10, începând cu versetul 9, Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana, în cerurile prea înalte. Amin. Și fie binecuvântarea Domnului peste toți ce stau în fața cuvântului său, cu harul de a se înțelepți, pentru ca să fie fecioare înțelepte, nu nechibzuite. Cu siguranță că se pot spune multe lucruri din acest cuvânt. Asta în primul rând pentru că face referire la revenirea Domnului. Dar de data aceasta vreau să luăm de aici numai câteva asemănări și deosebiri între fecioare. Repet, asemănări și deosebiri între fecioare. Să începem cu asemănările, așa cum începe textul biblic. Versetul 1. Atunci, împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Nici o deosebire până aici. Toate 10 erau fecioare, toate și-au luat candele și toate au ieșit în întâmpinarea mirelui. Eu înțeleg că toți cei ce sunt creștini se pot încadra și sub acest aspect ne asemănăm penticostal, baptist, creștin după Evanghelie, chiar și ortodox și catolici sau alte denominații creștine ce vor mai fi. Toți au la bază cuvântul lui Dumnezeu, din care au parte de cunoaștere, beneficiază de informație sfântă. Toți cred în Domnul Iisus Hristos, în prima venire, în a doua lui venire, în împărăția pentru care ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Așa scrie și în Apocalipsa capitolul 2 și 3 că toate cele 7 comunități din Asia Mică erau considerate biserici și membrii lor aspirau la o împărăție viitoare. De aceea, în promisiunile pentru fiecare din cele 7 sunt referiri la viața, la lumea viitoare. Deși aici unii erau pe din afară chiar. Alții fuseseră, dar nu mai erau așa cum trebuia.
Un număr mai mic erau credincioși doar, dar Domnul s-a adresat tuturor ca îngeri și respectiv ca biserici, nici o deosebire. Și eu cred că nu doar într-o organizație sunt oameni care vor fi mântuiți, pot să fie în mai multe. Ceea ce trebuie să reținem mai întâi este că e un har ca cineva să aibă ocazia să cunoască despre mire, despre nuntă, pentru că sunt miliarde de oameni pe acest pământ care nu știu aceste adevăruri, nici măcar din punct de vedere teoretic, oricât ar fi de abstract. Dar noi, ca și creștini, avem cunoștință, avem cheia. Este un prim pas binecuvântat. Toate aceste fecioare se pregăteau de nuntă. Iată o a doua asemănare prezentată de Domnul în această pildă, Matei, capitolul 25. Citim versetul 5. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate, accentuez toate, și au adormit. Până când la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele. Și sub acest aspect al așteptării întârziate, toți se încadrează în situația aceasta. Este una de ordin general. Generații la rând au murit creștini, adevărați sau nominal doar. Toți au suportat condițiile de peste viacuri, de 2000 de ani. De ce nu și cei dinainte, pentru că aveau și ei făgăduințe, știți că Avram aștepta cetatea care are temelii tari. Cum spunea Domnul într-o altă pildă din Matei capitolul 7, că s-au zidit două case, dar ambele erau case. Și a venit peste prima casă, scrie în versetul 25, ploaie, șuvoaie, vânturi. A venit în mod identic și peste a doua, ploaie, șuvoaie și au suflat vânturile. Toți trecem prin aceleași împrejurări și sub acest aspect nu prea există deosebire între creștini. De exemplu, acum cu boala aceasta, coronavirusul, COVID-19, au murit și creștini ca și necreștini și pocăiți și mai puțin pocăiți și mai mult pocăiți. De ce nu și de alte boli? Se moare și mai repede, dar se moare. Au ațipit toate. Și ațipirea aceasta poate fi interpretată și ca deces, că unii au adormit, cum spune apostolul. Poate interpretată și ca oboseala acestei lungi așteptări. Și nu întotdeauna oamenii rămân în aceeași stare spirituală. Nu păstrează toți dragostea dintâi, așa cum s-a întâmplat cu cei din Efes, care o vreme au suportat condiții vitrige, dar apoi au mai scăzut din punct de vedere spiritual și nu mai trăiau la aceeași înălțime spirituală. Toate au adormit. Sau am mai putea aduce în discuție și faptul că pot să apară anumite slăbiciuni, anumite clipe, ca să nu zic mai mult, de neveghere, de neatenție. Sub diferite aspecte, iată că ne asemănăm unii cu alții. Primele cinci cu cea de-a doua serie, celelalte cinci.
Iată și o a treia asemănare, pentru că nu vreau să insist prea mult asupra asemănărilor. Mai mult vreau să fim atenți la deosebiri, pentru că acolo sunt aspectele critice. Citim Matei 25, de la versetul 6. La miezul nopții sau s-o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candele. Iată din nou cuvântul toate. Toate s-au trezit. Și toate au încercat să facă anumite lucrări care să le permită să participe la nuntă. Cred că din acest punct de vedere am putea să spunem că semnalele care se dau, evenimentele premergătoare venirii Domnului, mesajele profetice și orice alte fel de atenționare au menirea să ne sesizeze pe toți. Cât ar fi oamenii de adormiți, mă refer la creștini, când văd ce se întâmplă. Nu se poate să nu-și dea seama și chiar se vorbește între oameni. Sunt semnele sfârșitului, vine Apocalipsa, se termină lumea, vine Domnul. Da, toate acestea au menirea să-i trezească pe oameni. Dumnezeu, ca și cu evrei, le-a trimis în științări de dimineață până târziu, în mod repetat, că își vrea să-i cruțe. Dumnezeu își face datoria. El este credincios în fiecare zi, ca și cu soarele care răsare și apune la vreme. Da, acum cu internetul, toți sunt bombardați de fel și fel de știri, de informații de ordin profetic, de diferite preziceri dintr-o sursă sau alta, de anumite speculații sau calcule, pentru că toți au strigarea, toți se sesizează. La acest punct este așadar o nouă asemănare. Să le reluăm într-o idee pe toate cele trei. Sunt mulți creștini care aspiră la veșnicie. Deși au trecut vremuri, s-au succedat generații dintre care unii au adormit, ultima generație prinde această sesizare și vor auzi glasul și cei din morminte. În ce măsură s-ar putea sesiza și cei ce nu sunt ai Domnului din morminte, eu nu știu. De aceea nici nu cred că este oportun ca să rămânem blocați în toate posibile cotloane ale acestei pilde sau ale alteia. Eu vreau să iau doar niște înțelesuri clare care să ne fie de folos. Să privim acum la deosebirile dintre cele 10 fecioare, 5 și 5. Faptul că sunt 5 și 5, eu aș putea spune că în egală măsură pot să fii o fecioară înțeleaptă și de 50% există riscul să fii o fecioară neînțeleaptă. Oricare dintre noi are aceste alternative, a fi sau a nu fi așa cum trebuie. O primă deosebire și, cum vă spuneam, aici aș vrea să fim foarte atenți că e vorba de noi, e vorba de mire, de a fi acceptat sau nu la nunta cerească și cu aceasta în împărăția lui Dumnezeu. Citim versetul 2. 5 din cele 5 erau nechipzuite și 5 înțelepte. Iată că aici nu mai spune toate. 5 și 5. Eu înțeleg prin această mențiune a Domnului că totul pleacă de la felul în care conceptualizăm, gândim despre Dumnezeu, de felul în care credem
ceea ce este scris, dacă o luăm în serios, sau o privim cu ușurătate. Cred că aici a fost diferența și la cel care și-a construit o casă pe nisip. El și-a pus problema doar să aibă casă, dar nu s-a gândit, cum scrie aici, că n-a săpat adânc înainte. Cum zice în Ieremia, nu se gândesc să se oprească, cum scrie în Isaia, nu stau să se gândească, măi, o bucată din lemn l-am folosit la foc și în cealaltă să-mi fac un idol. Se observă această superficialitate în vremea noastră. Și de când cu libertatea și cu atât mai mult cu postmodernismul, oamenii privesc foarte ușor lucrurile sfinte. Își permit să nu fie atenți, calculați. De aceea vine Scriptura și ne spune să fim foarte atenți, începând cu ceea ce gândim, vorbim și apoi de aici pleacă toate cele ce facem. Spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, de la versetul... Dar hai să citim încă din 4. Începând cu versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevitire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Hai să fim corecți în analiza noastră. Câți pocăiți sunt atenți să nu fie deficitar la aceste aspecte? Sau 5:4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe închipzuite. Cuvinte porcoase, hai să spun că e un procent prea mic care le-ar rosti. Dar vorbe închipzuite, câte glume, vorbe fără rost, scris sau verbal, de când cu internetul, când în timpul acela ar putea să citească din Biblie, să se roage, să aprofundeze lucrurile sfinte, că sunt foarte serioase, privesc cu superficialitate, în loc să stea cu temericii în fața unui verset, mai degrabă mai adaugă o frază la niște comentarii lipsite de înțelepciune. Cred că pe bloguri s-ar găsi foarte ușor nechipzuiți. Scrie mai departe, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Sau scrie de la versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările de rotare întunericul, ba mai degrabă osândițele. Versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă ca niște înțelepți, nu ca niște neînțelepți. Deci iată diferența. Nechipzuiții nu își fac seara socoteala ce vorbe au spus astăzi. Nu cumva au întristat pe Duhul Sfânt? A fost potrivit la tot ceea ce s-a uitat pe internet? Că nu prea era acestui schipzuit. Eventual dacă e vorba de ceva text, dar în general 90% ce ține de imagine este ori păcat, ori cel puțin pierdere de vreme. Și nu denotă chipzuință. Dar în mod special e multă vorbărie. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Ori dacă nici acum nu-s rele, când o să fie rele? De aceea nu fiți nepricepuți sau nechipzuiți, e aceeași stare, ci înțelegeți care este voia Domnului. Deci totul pleacă de la seriozitatea cu care citim, cu care medităm la cele sfinte, pentru ca nu cumva să fim înșelați, să ne dea bunul Dumnezeu chipzuința aceasta, ca nu cumva să repetăm greșeala acestor fecioare. Erau nechipzuite. Eu înțeleg că așa era felul lor, nu doar la nunta aceea, să zicem, păstrând imaginea din pildă, s-au comportat așa. Erau ele de felul lor ușuratice, cum se observă și acum, fiind vorba de fecioare, cum unele fete sunt chipzuite și poți să discuți cu ele matur. Sunt altele care râd fără rost,
nu sunt atente nici în adunare. Evident că faptul e valabil și pentru băieți sau poate uneori cu atât mai mult. Dar faptul că acestea erau fecioare, am dat exemplu cu fetele. Deci să luăm lucrurile sfinte cu maximă seriozitate. Să nu dovedim nechipzuințe și din potrivă înțelepciune și cine are înțelepciune, spune Scriptura, s-o ceară de la Dumnezeu, că aici sunt chestiuni de viață și de moarte. Iată o a doua deosebire dintre fecioare. Citim Matei capitolul 25, versetele 3 și 4. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Deci, cum spuneam, nechipzuite de felul lor, n-au fost atente tocmai la ceva ce era important. Iată că sunt oameni care nu știu ce este important și ce nu. E drept că nu toate lucrurile au aceeași valoare. Și tocmai pe acest principiu, unii fac clasificări greșite. Îmi spunea cineva o informație demnă de crezare, că era la stăruință, și s-a dus să se mărturisească și între altele și-a exprimat durerea de rău pentru vinovăția de a nu fi fost curați la capitolul nașterea copiilor. Și cel ce a primit mărturisirea i-a zis, spune și tu ceva lucruri mai importante. Apoi dacă a da naștere unui copil sau a nu da naștere nu este important, mă întreb și eu ce mai rămâne important, vorba cuiva, alegerea secretarului ONU. Dragii mei, Domnul a spus un principiu, cine e credincios în cele mari, e credincios și cele mici, și cine e credincios în cele mici, e credincios și în cele mari. Cum spuneam, într-adevăr, sunt lucruri care nu sunt atât de importante. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie privite și ele cu atenție. Că evident, nu-i tot una dacă cineva a prea curvit sau doar a rostit o vorbă ușoară. Dar se pare că nechipzuiții greșesc tocmai unde n-ar trebui să greșească. De exemplu, aminteam de viața de familie. Ce ușor ne găsim noi scuze și unele par logice, raționale, în a evita nașterea copiilor. Deși eu s-o să spun din activitatea mea pastorală că n-am întâlnit apăsări ale conștiinței mai grele decât a nu vrea să dai naștere la copii. Asta în momentele de trezire spirituală. Că pe unii nu-i apasă conștiința până nu le-o va deștepta Dumnezeu la judecata de apoi, când va trebui tot să recunoască vinovăția, să-și o vadă și să guste apoi remușcări o veșnicie. Să luăm un alt domeniu, cel al darurilor spirituale. Eu mă tot mir cum pot unii să treacă așa de insensibil, de indiferenți pe lângă darurile Duhului Sfânt, pe lângă lucrările acestea de așa mare folos în zidirea bisericii, cum scrie apostolul. Și se rezumă doar la cuvânt și încearcă să justifice și prorocia cu cuvântul și că nu le pot justifica prin predicare sau slujbele astea care pot fi manifestate și doar de o minte abilă, atunci spun că au încetat. Să fim atenți ca nu cumva să uităm să luăm, sau mai degrabă spus, să nu fim atenți să luăm exact ceea ce am avea nevoie. Cum spunea un tânăr care
a pierdut examenul de admitere la facultate. Până am studiat materia și m-am gândit, nu mai citesc și ultimul capitol. Și tocmai de acolo mi-a venit subiectul. Da, să fim atenți. Pentru pila aceasta este bună comparația cu școala. Pentru că nu-i nimic de neglijat. S-ar putea să te izbești în profesia, în meseria ta, tocmai de acele cunoștințe pe care nu le-ai învățat, care nu le știi. Cum ar fi ca în circulație să spui, aceste două semne sunt rar întâlnite, nu le mai bag în seamă. S-ar putea traseul de admitere la școala de șoferi, examenul să fie tocmai pe acolo, sau mai târziu se întâmplă un accident tocmai acolo. Dacă e vorba de asigurări, de sănătate sau altele, auto sau alte forme prin care noi trebuie să manifestăm prudență, să fim atenți, să nu comitem greșeala acestora care n-au luat și sunt unii care nu iau tot cuvântul. Nu sunt de acord cu tot ceea ce este scris. Totul este de folos, să învețe, să muste, să îndemne, să îndrepte. Pentru că diavolul știe unde sunt spărturile noastre și ne poate ispiti tocmai acolo. E suficient să ai deficiențe într-un anumit domeniu și să te pierzi. Dumnezeu să aibă milă de noi, să fim atenți. În ce privește lucrurile sfinte, nu-i dea trece cu ușurință pe lângă ele. Aceste fecioare nechipzuite au luat prea puțin. Mai întâi au privit prea ușor și acum au luat prea puțin în calcul anumite lucrări importante. Dumnezeu să aibă milă de noi. Iată și o a treia și ultimă deosebire. Citesc de la versetul 8. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirile, cele ce erau gata, au intrat când o daia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și cealaltă fecioară și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspunde, este adevărat, vă spun că nu vă cunosc. Iată că Domnul a rezervat cele mai multe cuvinte acestui aspect în pilda spusă. Aceste fecioare s-au trezit prea târziu, prea ușor, prea puțin, prea târziu. Cum spuneam că aici potrivește exemplu cu școala, sunt unii care nu își propun să fie elevi premianți. Nu sunt interesați de fiecare oră. Lasă părți din lecție neînvățate, că doar nu i-a examinat profesorul tocmai la lecția aceea. Dar în final ar vrea înainte de examen să recupereze toată materia, nu se mai poate. Ce trebuia învățat în 4 ani, nu se poate învăța în 4 zile. Nu se poate turna, cum se spune, cu pâlnia în cap. Nu. Va fi un prea târziu când se va încuia ușa, așa cum scrie în Luca la capitolul 13, de la versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bate la ușă, ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne, drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți, cum am citit în pildă, nu vă cunosc. Dar de ce? Au lipsit de la ore. Nu au luat lucrurile cu seriozitate. Dacă vreți să nu fiți fecioare nechipzuite, am un sfat, luați din vreme psalmul 119 și citiți-l tot mereu și dacă
vă va fi inima și starea ca acestui psalmist, vă asigur că veți fi fecioare înțelepte. Iată cum începea el. Ferice de cei ce umblă fără prihană în calor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelejuire. O, de-ar ținti căile mele la păzirea urmărilor tale, atunci nu vor ruși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Observați că omul acest s-a propus să nu scape ceva, să nu trateze cu indiferență, să nu fie ușuratic. Asta ar trebui să facem la modul individual, că degeaba în ultimă instanță vrea să ne agățăm de alții, nici ei nu mai pot să ne ajute. Va fi prea târziu. Am vrea să intrăm pe barba altuia, să ne bage și pe noi pe bonul lui, pe biletul lui, nu se poate. O, atunci ce s-ar da unii pe lângă alții, dacă a fost tata sau mama pocăit sau soțul sau soția, vreau să fiu și eu. Nu, scrie că se vor despărți, că Domnul îi va lua numai pe cei ce sunt ai lui, care s-au depărtat de fără de lege și care caută din toată inima lor să slujească Domnului. Sper să nu se gândească cineva iarăși în timp ce aude predica, iarăși fratele Iosif ridică ștacheta prea sus, dar cine poate atunci să fie mântuit? Cine ia lucrurile cu toată seriozitatea, că și Dumnezeu ne dă toată veșnicia. Dacă un partener de viață n-ar fi mulțumit să-l tratezi oricum, cum zice în Maleahii 1, dacă un demnitar, fie el nu din conducerea națiunii, fie și numai local, nu poate fi tratat oricum, să-i dai orice, dar Dumnezeu. Când vom înțelege că trebuie să fim ca Abel, nu ca și Cain? A dat și Cain ceva, dar Abel a dat ce-a avut mai scump, mai de valoare. De aceea cerința sfântă să-L iubim pe Domnul cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul. Așa fac fecioarele înțelepte. Sunt gata pentru orice. Dar cele nechipzuite, o, pe cât am auzit eu spunând, a, frate, alții ce n-a fi mântuiți numai pentru asta? Da, s-ar putea pentru asta și până atunci să se mai adauge vreo 3-4. Să luăm lucrurile în serios și să fim gata. Dacă cineva nu este în stare pentru Domnul să renunțe la orice, să silească să fie plăcut în orice, nu-i demn de nuntă. E nechipzuit și va rămâne pe din afară. Scriptura se încheie aici, Domnul pilda, cu cuvintele din versetul 13 care fac referire tocmai la aceste aspecte de atenție, de dăruire totală. Vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul, auzi, nici ceasul în care va veni fiul om. Asta înseamnă că de dimineața de la 7, dacă mă scol, să mă gândesc, da, dacă vine Domnul până la ora 8, dacă ești la școală, când se vor relua cursurile, da, dacă vine Domnul în prima oră, da, dacă vine în pauză, da, dacă vine până nu mă întorc acasă, cum o să mă îmbrac? Cum o să mă rog în dimineața aceea? Domnul a spus că nu știm ceasul, nu știm ziua în care va veni, nu știe nimeni. Nu e o problemă că nu știm. E o problemă că nu îl așteptăm în fiecare zi. E o problemă că amânăm să ne pocăim pe de-adevăratelea. Că nu punem tot sufletul. Când văd oameni că pleacă de la cina Domnului, mă gândesc cu oamenii ăștia, ce gândesc ei despre venirea Domnului? Nu vine Domnul astăzi. Că dacă ieri ar fi crezut că vine Domnul astăzi, azi noapte nu dormeau. Ne-ar fi sunat, ne-ar fi sculat pe toți slujitorii.
Oameni buni, mie mi se stinge candela. Oricine nu poate participa la cina Domnului. Cine neglijează venitul la adunare, zile de post, rugăciune, a cititul Bibliei, e nechipzuit. Și va veni, cum spune tot Domnul, în ceasul în care nu s-a așteaptă, în clipa care nu știe. Și va avea o soartă nefastă. Și va spune Domnul, nu te cunosc. Dacă te-aș fi întâlnit regulat aici, la rugăciune, la cele sfinte, ne-ar cunoaște Domnul, cum spune frumoasa cântare, Hristos din cer te va cunoaște, nu după numele ce îl spui, ci după alte repere care se observă zi de zi și diferențiază la o privire atentă pe înțelepți din echipzuiți, cum scrie în Maleahi 3, se va vedea deosebirea. Dar atunci va fi prea târziu, pentru că au luat-o prea ușor și s-au silit prea puțin. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi. Și cum scrie în Evrei 4:1, nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Dar prea târziu nu-i doar atunci când vine Domnul. Prea târziu e astăzi, dacă nu intrăm astăzi într-o formă spirituală bună. Dacă nu-L dorim pe Domnul să vină de astăzi, chiar dacă știm că vine mâine, sau dacă ar ști cineva că vine peste 10 ani, îmi spune o frumoasă cântare, dragostea mereu mă întreabă, când veni vei, când sosești? Sau cum spune Dors, treci peste ani viitori, Iisuse drag și vino. Dorința aceasta te face să fii gata, să fie încheiat și ultimul nasture, să fie îndepărtată și ultima pată și să-L aștepți pe Domnul să intri la nuntă și să fim cu El pentru vecii vecilor. O, fie ca toți cei ce m-auziți, să faceți parte din fecioarele înțelepte. Eu mă silesc primul care v-am spus și noi toți într-un concurs sfânt, ca pentru Domnul, să fim gata, că cele ce erau gata au intrat cu El în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Amin.